Salutare, dragi urmăritori, și mă bucur să vă revăd. Am vrut să fac clipul ăsta de ceva vreme, cred că de vreo 3 săptămâni, dar am tot așteptat o ploaie, din cauza că eu, în momentul în care iau butași din absolut orice, aștept să plouă. Și vă recomand și vouă, dacă vreți să vă luați butași, că sunt de lavandă, că sunt de crizanteme, că sunt de orice altceva, așteptați să dea o ploaie bună pe plante și abia apoi, a doua zi, luați butași de acolo. De ce? Din cauza că planta este mult mai bine îmbibată cu apă, are o retenție mai mare de apă și butașii au o șansă de supraviețuire mult mai mare. Dar, din păcate, la noi nu a plouat deloc de 3 săptămâni. Și nu numai că nu a plouat, am avut temperaturi de peste 40 de grade. Eu am udat constant aici, tocmai în ideea că poate supraviețuiesc plantele mele, că dacă nu le ud, e clar că mor. Și, bineînțeles, în acest clip este vorba despre aceste două crizanteme care eu le am de 2 ani de zile aici, sau de 3 ani de zile le am, de 2 ani de zile le am plantate, de 3 ani de zile le am de ele, din cauza că le-am avut un an de zile în ghiveci, apoi le-am plantat aici. Și din păcate am uitat să le tund. Ideea este că eu vreau să fac butaj din ele, nu neapărat că am uitat, dar acum trebuie neapărat să le tund. De ce? Din cauza că uitați-vă cum s-au făcut. S-au făcut în alte. Și acesta, să zicem că este alt soi, are altă culoare, aceasta este galbenă și aceasta este albă. La aceasta nu este o problemă, dar aceasta va trebui să o tai mai jos. Și tăierea la crizanteme, în principiu, se face cam de 2 ori pe an. Și de ce? Din cauza că noi vrem ca planta să fie cât mai rotundă, să nu fie înaltă. Am văzut la foarte mulți oameni în grădină și chiar la mama la sat pe vremuri, crizantemele creșteau înalte și le legau cu o sfoară. E, nu asta e ideea la o crizantemă. În momentul în care tăiem crizantema, ea dă de jos muguri noi și în toamnă va înflori pe acei muguri și va fi așa ca o bilă, exact cum le vedeți dumneavoastră pe la piață. Ceea ce vreau eu să fac astăzi este să le tai pe acestea și să vă arăt exact cum se înmulțește crizantema. Deci crizantema se înmulțește foarte ușor, foarte, foarte ușor, și o să vă arăt exact. Eu am plantat acum 3 săptămâni. Înainte să plec în concediu, am plantat câteva firicele și o să vreau să vi le arăt cum le-am făcut, din cauza că am o grămadă deja, nu mai intenționez să plantez altele, din cauza că le dăm pe la prieteni, dar uitați-vă, acestea au fost tuns deja o dată și mai trebuie tunse încă o dată. Sunt mult mai stufoase și o să le mai dau încă o tundere. Dacă nu le-aș tunde, ele ar crește înalte și uitați-vă, exact același lucru. Asta am înmulțit-o și am tăiat-o un pic mai brutal. La fel voi tăia-o și pe aceasta, un pic mai de jos, din cauza că ea deja s-a lemnificat, dar pe mine mă interesează să am o plantă frumoasă, așa înaltă, nu am tăiat-o niciodată, o să experimentez. Asta la altă nu e nicio problemă, dar uitați-vă ce s-a întâmplat cu crizantema care am tăiat-o și am lăsat doar bețele. Și a fost doar ca și experiment. Astea le-am înmulțit. Vedeți aici? Deci din aceste bețe, crizantemele au dat muguri noi. Și până la toamnă, asta să zicem că e și ruptă chiar, nu mai contează, uite, astea cred că sunt de anul trecut, din cauza că ele în fiecare an mor cu totul jos și în anul următor dau lăstari noi. Până în toamnă, această crizantemă se va face ca o tufă și florile vor fi pe ea. Deci eu vă recomand să le tăiați și să nu le lăsați așa și haideți să ne punem pe treabă. Ok, știu că nu arată prea frumos, mai sunt și ramuri moarte, evident, peste tot. O să vă fac un prim plan, haideți să vă arăt cum se prezintă în momentul de față acesta. Și acestea sunt două soiuri diferite, asta se face mai mare și asta rămâne un pic mai mică la asta, dar să vedeți cât de leșinate sunt la propriu și ele ud în fiecare seară. Căldurile își fac simțită prezența foarte tare la plante și chiar dacă plantele au apă, stresul căldurii este unul deosebit. Am avut temperaturi de 42 de grade.
Deci cam așa arată crizantemele în momentul de față. Vedeți cât sunt de leșinate. Dar să știți că o să revină și aceasta și cealaltă. Văd că s-a înnorat. Să sperăm că va veni o ploaie. O așteptăm cu drag. Și da, cam așa arată în momentul de față. O să vedeți cât de repede își revin. Probabil o să fac și un clip mai târziu cu înflorirea lor. Și acestea sunt crizantemele de anul trecut, care le-am înmulțit, le-am tăiat deja și dacă vă întrebați de ce astea arată mai bine decât cele din față din pământ și sunt mult mai verzi, e din cauza că ele aici au doar jumătate de zi soare, sunt umbrite de casă și nu le lovește atât de puternic soarele. Da, dar în principiu ce se întâmplă? De cele de la ghiveci ne ocupăm și un pic mai mult decât cele din pământ, din cauza că ne bazăm că cele din pământ sunt mai ok. Dar da, acestea sunt. Probabil urmează să le mai dau o tăiere. Și cam atâta. Acum, haideți să vă arăt cum să le mulțiți. Crizantema se mulțește foarte, foarte ușor. Cred că este una dintre cele mai ușor de înmulțit plante pe care eu le am în grădină. Bineînțeles că eu știu să mulțesc și rozmarin, și lavandă, și tot ce mai am eu pe aici, și eonimus, dar crizantema este planta la care nu-mi bat capul deloc din cauza că știu că se mulțește foarte ușor. Și ce am făcut? Am luat, deci, cel mai simplu exemplu. După ce le-am tăiat, da? Haideți să vă și arăt aici. După ce le-am tăiat, luați așa niște rămurele de astea mici, după cum le vedeți, și smulgeți, dați jos toate frunzele. Puteți, dacă este mai lemnoasă, puteți să-i tăiați vârful și să lăsați doar frunzele. Dar eu acum, de dragul experimentului, să vă arăt, cam așa se prezintă treaba. Deci astea două le luați, le tăiați și le puneți într-un amestec de, nici nu contează, orice fel de pământ, din cauza că se prinde foarte ușor crizantema. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți după ce le plantați este să le acoperiți cu o pungă. Luați un ghiveci, o pungă, peste și le lăsați acolo. Și haideți să vă arăt cum am făcut eu. Acestea sunt crizantemele pe care eu le-am înmulțit în momentul în care am plecat în concediu acum 3 săptămâni și sunt de la această plantă, din cauza că mi-a plăcut-o foarte mult. Și să știți că mă tentează foarte tare să o tai și mai jos asta. Adică probabil undeva aici, lemnul ăsta, parcă mă deranjează. Cred că le tai și mai jos. Bun, și ce am făcut? Le-am luat pur și simplu aceste crenguțe mici. Le-am luat și le-am băgat în pământ fără hormon de rădăcinare, fără absolut nimica. Le-am băgat în pământ, le-am udat foarte bine și apoi le-am acoperit cu chestia asta. Eu, dacă nu aș fi avut chestia asta, le-aș fi acoperit probabil cu o pungă. Dar asta cred că e ceva de la dulciurile fetelor. Și s-a potrivit exact la un ghiveci de 19 și am pus-o așa. Acum, am udat-o doar atunci, o singură dată, în momentul în care am făcut aceste crenguțe și de atunci nu am mai udat-o deloc și au trecut 3 săptămâni. Dar, ce este foarte important, să o puneți undeva unde este umbră și să nu bată soarele deloc. Că dacă a bătut soarele pe aici prin chestia asta, s-a terminat cu plantuțele. Și se vor coace înăuntru. Bun, cam așa se prezintă în momentul de față. Toate sunt verzi, toate care le-am pus sunt verzi. Deci cred că are o rată de succes probabil de 100% la prindere la crizanteme. Ok, eu altele nu mai fac din cauza că am cred că vreo 40 deja pe care, nu știu, le vindem, le dăm la prieteni, vedem ce facem cu ele. Și da, după cum vă spuneam, sunt din soiul acesta, sunt curios. Ce voi face? Da, asta e foarte important. În momentul în care vine toamna și temperaturile se vor răcori, o să le scot de aici și le voi pune pe fiecare în parte. Nu le scot acum când este foarte mare căldură, din cauza că există o șansă foarte mare să le pierd. Dar noi suntem acum în luna august, deci probabil undeva prin septembrie le scot afară și ele deja o să vrea să facă și flori. Și o să le tai vârfurile din cauza că mă interesează să se facă cât mai dese. Bun, ok. Dacă aveți întrebări în legătură cu chestia asta, vă rog frumos să le postați în secțiunea de comenturi. Dacă vă place și credeți că vă este util, dați un like. Până data viitoare,
să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Și vorba aceea, hai cu ploaia! Ciao, ciao!